Donald Trump sau Joe Biden? Aceasta este întrebarea care frământă America în aceste ore. Cine va câștiga această competiție așa cum n-a fost niciuna alta? Ei bine, sondajele, presa americană, în cea mai mare parte, spun că Joe Biden va câștiga cursa și că Donald Trump nu are practic nicio șansă. Așa să fie oare? În urmă cu 4 ani de zile, Donald Trump nu avea nicio șansă, nici în sondaje, nici date de presa americană și cu toate astea a câștigat. Nimeni nu știe în momentul de față cine va sta pe acea scenă în ziua inaugurării. Cert este că în aceste ultime ore se duce o bătălie crâncenă în statele cheie, așa numitele Battleground States. Cine va câștiga Florida? E extrem de important. Cine va câștiga Texasul? E vital. Cine va câștiga Pennsylvania? Acela ar putea să fie câștigătorul. Sau Ohio, sau Arizona, sau Carolina de Nord. Toate aceste state au un rol determinant în sistemul electoral american. Și cred că în aceste momente toată România va afla de la Antena 3 cum evoluează aceste ultime ore ale cursei, cum se votează în Statele Unite și cine va fi câștigătorul. Exclusivități în aceste ore vor fi oferite de echipa noastră care se află la Washington, Alin Romașcanu și cu subsemnatul vom încerca să vă oferim cele mai importante informații, cele mai interesante interviuri și să intrați în atmosfera societății americane care în aceste ore este împărțită așa cum se întâmplă în democrațiile consolidate. Fiecare tabără își susține candidatul, fiecare tabără speră ca acela care este susținut de ei să fie până la urmă câștigătorul. În câteva clipe vom sta de vorbă cu unii dintre cei mai buni experți americani în sisteme electorale, în alegeri americane. Și surpriză mare, este un român.